Wow. Ok. Ne-am întors? Da, episodul 3, tot primul nivel, aceeași zonă. Ce naiba se întâmplă? Hei, și Mihai, ai povești legate de muci? La un moment dat am avut muci. Grăzavă, povesteam eu una. Când eram la grădiniță, deci inițial eram la o grădiniță foarte bună, adică îmi plăcea mie foarte mult și după m-am mutat pentru o perioadă la altă grădiniță în care, la care trebuia să dorm după masa și era nașpa rău acolo. Educatoarele se comportau urât și te certau dacă vedeau că dacă te prindeau cu ochii deschiși, știi? Și odată m-au certat doar pentru că m-am dus în pat cu șosete pe mine. Și nu înțeleg. Să croșetezi, ce? M-am dus în pat cu șosete pe mine. Oh. Și oricum, deci eram în pat și nu puteam adormi pentru că aveam ditai mucu într-o nară. Oh, acum am înțeles ce s-a întâmplat, Andy. Gen, asta e exitul. Da. Deci aveam ditai mucu într-o nară și trebuia să-l scot neapărat. Și paturile deveneau un fel de dulapuri, le deschideai în felul ăla, le trăgeai în jos, știi? Și deci m-am scobit în nas, am pândit să nu mă vadă educatoarea, să nu vadă că mișc, a fost foarte, a fost ca în Metal Gear. Și am scos mucul și l-am uns de josul patului. Și după tot a fost ok, m-am culcat, m-am trezit și când educatoarea ne-a trezit, a ridicat patul și spre oroarea mea, ditai mucu era acolo, pe pat, întărit. Și era... Oh, wow. Habar n-ai prin ce emoții am trecut, dar nu și-a dat seama. Ah, atunci ai scăpat. Există și partea a doua din poveste, în care, din nou, am dus să mă culc și iar aveam ditai mucu. Deci, ce noroc să mi se întâmplă de două ori. Și am învățat din greșeli. M-am gândit, nu-l mai pot pune sub pat, pentru că mi-am amintit data trecută ce s-a întâmplat. Și atunci am scos mucu și, ca un bărbat adevărat, l-am mâncat. Oh, Doamne. Mai știi ce gust avea? Took it like a man. N-avea un gust. Parcă puțin sărat, totuși. Puțin sărat, dar n-are un gust. E doar textura. Deci da. A intrat puțin așa, ca o budincă. Și după... A început să aibă o textură oribilă, de parcă ai, nu știu cum să explic, un fel de noroi în gură. Ah, oh, ok. Și cineva sună la ușă. Mă, sper că nu-i loptarul. E ciudat jocul ăsta. Chiar e ciudat. Dar trebuie să arunci cu mult ce nume și să avansi. Da. Ok. Am revenit. Auzi? Andy. Da, aud bine. Cumva Merci funcționează pe bază de mult? Nu știu. N-am fost atent. Nu, da, mă refer la slime. Ai vreun fart related story? Un fart related story, cred că am. Eu am unul. Mai știi atunci când am filmat Super Mario 2? Super Mario Party 2? Sau Mario Party 2? Da. Păi...
De acolo am aflat că Pringles-ul nu e atât de bun pentru mine când sunt altundeva în afară de acasă. Ok, am eu o poveste pentru tine. Nu prea știu povești de genul. Deci, în 5-8, profa de sport, aveam oră de sport și era, dădeam proba cu tumbe, cu chestii din astea. Și nu puteam sta în cap. Și am încercat să mă învețe să stau în cap, mă ținea de picioare și aveam puțină flatulență. Și, mă rog, când să cad din cap, mi-a dat în glumă o palmă la fund, știi? O, Doamne! În timp ce cădeam. Și ăla a fost butonul de activare. Ceva de genul, pleacă-mă de aici. Și deodată, sper că n-a auzit, a fost ceva de genul... Și da, câteodată mă trezesc în timpul nopții pentru că mi-amintesc de chestia asta. Wow. Te-a marcat pe viață chestia asta? Nici nu știi. Oh, uite, puteam să o... Au, man. Burp related stories? Ce? Ai vreun burp related story? Mereu când simt un burp mi-e frică să nu vorbesc cu cineva în timpul ăla. Oh my god, și mie. Gen, îl simt și mă asigur că nu sunt aproape de nimeni. Da, eu mă opresc din vorbit câteodată, nu răspund pentru că am un burp. Pare că am un burp. Și tu faci semnul ăla, gen stai așa. Da. Da, ai vreun un sharting story? Oh, da, am un short story. Ok. Eram clasa a doua și eram în pauză și în pauză ieșeam afară și chestii și mă cheamă un coleg, gen, ei, hai să ne jucăm și zic eu nu, că mă simt destul de prost, mă durea vorba. Da. Și dintr-o dată, puțin mai încolo, am un short. Și zic, oh, sunt mai bine. Și după aia am realizat că am stat toată ziua cu șartul ăla. Oh my god, și habar n-aveai? N-ai simțit nimic ciudat? Nu, chiar nu știam. Credeam doar că, am făcut un burt și mi s-a dus toată durerea de burt. Și că era puțin călduț. Oh my god. Wow, nu mai mi... De ce jocul se mișcă așa încet deodată? Nu știu. Și ție? Nu, la mine e bine. Eu doar sunt bază. Game Daddies. Cea mai înaltă calitate de gameplay. Wow. Nu mi-amintesc că... Shart related story-ul meu. Dar tot ce țin minte e că am tras acolo un pârțuleț, știi? Știi când le tragi pe alea de test să vezi dacă nu e prea tare, dacă nu se aude prea tare, gone. Nu apeși prea, mă rog, încă țin minte, am încercat să fie unul așa, dar din greșeală s-a simțit mai mult. Asta e tot ce amintești, oroarea pe care am simțit-o. Oh, noi acum, teoretic, nici măcar nu ne mai chinuim, adică nu mai e nimic related cu jocul în afară de story-urile astea, pentru că noi încă suntem la nivelul 1. În episodul următor, Earwax Stories.